Hai, Iana, fă tu intru la ce urmează să facem acum, la vlogul ăsta. Deci, urmează să plecăm în Vancouver. În centru. Autobuzul. Da, așteptăm autobuzul. Îl așteptăm acum. Am citit eu pe aici, așa. Da. Printre rânduri. Așa. Și cam atât, da. Ce să mai zic? Că are întârziere și e bine că are întârziere, că am venit și noi mai târziu. Mergem să vizităm un ceas. Cu un abur. Un ceas care funcționează pe bază de abur. E bine. Bun, acum așteptăm autobuzul și sper să putem să cumpărăm bilet din interior, că nu știu de unde putem lua biletul. Dar asta este stația. Hai. Hai să vedem cât avem de așteptat. Uite, autobuzul. Hai să luăm. Hai că suntem bine. Am luat autobuzul. Am luat autobuzul care trebuie. Mai știu să vorbesc. Și acum cred că mai avem cam... Stai, cred că avem o oră. O oră avem de mers. De ce casă? Care? Next stop, 168. Stația de metrou, Expo Line, Skytrain și chiar e, nu știu, Skytrain? Cam urcăm. Da, n-am mers niciodată un Skytrain, să zic așa. A ajuns fix în 20 secunde după ce am aterizat. Perfect. După ce am aterizat, exact. Hai să mergem. Nu cred că avem șanse deloc. Ia, stai să stăm aici. Iana? Nu, stai tu jos. Stai tu jos. Așa. Să pot să-mi pun și o placă aici. Multă lume, a? Aoleu. Hai că îi aiut. Jeepurile ăștia merg pe sus pe aici. Ăștia merg pe sus pe aici. Da, văd, uite. Deci că mai aterizăm la Pitești. Nu tare asta zic. Știi când mergi cu trenul? Ca și aici acolo? Bă, nu știu că tu ești expert cu trenul. Bă, da. Și cum a fost drumul? Cum vi s-a părut? Lung. Dar a fost interesant. A fost interesant. Chiar a fost interesant. Hai să mergem la ceasul la faimos. Ah, da, am văzut. Care? Ok, dar nici nu știu în ce direcție să mergem. Să uităm puțin pe hartă. Hai încoa la umbră. Să vedem unde e ceasul ăla. Așa. You are here. Magazinele astea de aici. Nu și primăm. Înainte să mergem la ceas, adică nu să mergem direct la ceas, hai să ne mai primăm și pe aici. Până. Păi ne primăm, oricum ne primăm, că avem o grămadă de plimbat, dar voiam să știu așa, cam în ce direcție să mergem. Ce-și Dani, băi? Scopul.
pe română? Așa am găsit și eu, am găsit că e Ian. Dar nu e. Hai că am intrat într-un magazin de stilouri și de marcăre și am găsit câteva marcăre super subțiri pentru scris caligrafic și Dani își antrenează mâna puțin. Iese? Da. Am găsit un marcăr. Aș lua pe ăsta. Să vedem. Că am luat niște mici de baseball și vreau să iau câteva semnături pe ele. Deci, fiți atenți aici. Stai așa, stai să ajung aici la asta. Să vă arăt un vapor. Am crezut că e clădire prima oară, am crezut că e bloc. Stai așa. Stai să găsesc un, un loc unde pot să filmez. Aoleu, cum e? Stai așa. Stai să dacă se vede pe cameră. Dacă nu dau zoom. Bun. Ia fiți atenți acolo. Nu știu dacă o să se înțeleagă pe cameră. Cât de mare, dar e monstru de vapor. Cred că e pentru prima oară când văd un vapor atât de mare, sincer. Adică am mai văzut vapoare, dar așa mare niciodată. Adică mai avem un pic și ajungem la ceas. Mai admirăm un puțin centrul vechi. Dacă mergem în Chinatown, mâncăm cu adevărat mâncare chinezească. Hai să dăm talpă un pic, ce ziceți? Da, de-aia super... Uite-l aici, Dani, am ajuns la el, uite-l. Ăsta este. Uite ce asta. Și chiar merge cu abur. Da, frate, uite. Ia, uite-l. Foarte tare. Drăguț. Drăguț. Uite câtă lume s-a strâns. E super multă lume. Deci nu era nici măcar o singură persoană când ne-am oprit. Da, 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 da. Da, da. Ce ai văzut acolo? Ah, coboară pe jos. Ce ai găsit? Vrei să-ți decorezi casa, Dani? No. Ah, ok. Hey, you're welcome to go in if you want. I do picture framing. I do picture framing. Yeah. Uite, clădirea asta este foarte tare. Stai așa să filmez puțin. Hai să ne luăm cafea. Băi, eu nu beau cafea de fel. Dar poți să-ți iei dacă vrei. Mai avem un pic și ajungem și în Chinatown. Câteva opriri, aici, acolo. Am găsit aici strada asta, direct ghetto, dar e foarte instagramabilă. Facem o poză lui Danny Boy, cu fisheye-ul. Ai păsat setările? Da, n-am simt nimic. Ok, trebuie să fac un test. Test? Test. Să zicem. Dar ți-am zis, tot în spate ar fi... Ai mai zis mai de atunci. Pentru că... Na, se duce efectul ăla.
Da, uite aici, ia stai. Nu, aici, aici, Dani. Aici, în față. Nu fac un test. Da, e mai ok aici. Ok. Stai așa. Mă ține aici. Stai că am oprit din greșeală filmarea. Voiam să spun că am luat shot-ul din prima. Perfect, cu poza. Super. Bun. Ce ai găsit, Dani? Oh, nice. Ce mural fain. Bă, cât de tare. Uite aici, să faci câteva. Uite asta. Da, 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 l-am luat. Uite și aici. Aș vrea o poză aici. Îmi faci și mie, Dani, o poză aici. Da, Mari, l-am văzut. Așa că vreau să documentez un pic Chinatown-ul ăsta. Deci până acum nu prea am filmat, dar cred că am trecut pe lângă 10 junkies din ăștia, frate. Erau pe jos. Trebuie să pui și asamblă. Da, frate, de ce? Trebuie să pui și relele din numai bunele. Pentru că lumea o să zică că e raiul pe pământ, dar mai sunt și din astea. Și nu sunt puține, gen. Ia păza. Ah, da, l-am văzut. Mamă, e terminat ăla. Își bag în venă omul. Hai că am găsit intrarea în Chinatown. Hai să vedem ce este vorba. Hai pe o poză. Cred că pot să fac și așa. Direct din video. Gata. Uite cât sunt, frate. Era magazinul ăsta, pe ăsta. Unde? A, nu era asta cu boxa. Nu, era asta cu boxa. Hai să trecem strada. Mergem înapoi spre metrou? Mergem înapoi spre metrou? Da, să mergem înapoi. Da. Deci ideea este că am încercat să luăm câteva cadre faine de aici din Chinatown. Și nu voiam să bag asta în vlog, voiam să fie vlogul foarte pozitiv, dar efectiv în Chinatown aici nu vreau să fac o exagerare, dar efectiv toate străzile sunt împânzite, sunt pline efectiv de homeless. Efectiv îi vezi cum își bagă în venă și e o imagine dezgustătoare și miroase peste tot a pișat și na, efectiv copiii m-au rugat să plecăm de aici, deja nu mai voiam nici să. A stricat tot ce înseamnă imaginea asta de Chinatown, ce voiam să văd aici. Ei își văd de treaba lor, nu au nicio treabă cu tine. Dar e o imagine îngrozitoare. Pentru că nu te aștepți să vezi așa ceva. Poate, na, vezi prin alte vloguri și îți povestesc și zici că, nu, că sigur au băgat doar partea nasoală. Că a vrut doar să bage partea nasoală ca să, na. Nu, chiar așa este. Deci, efectiv, unde te uiți, la fiecare colțișor, la fiecare bancă, la fiecare scară, sunt efectiv drogănii din ăștia care bagă în ei non-stop. Deci efectiv îți taie și pofta de mâncare și de absolut orice, și mai ales și când trec pe lângă tine. Îți taie pofta de absolut orice ai avea să faci în ziua respectivă și de asta. Na, asta este singura chestie negativă pe care vreau să o bag în vlogul de astăzi. Dar nu am vrut să fiu cu două fețe și să mint. Chiar așa este, ăsta este adevărul, ăsta este pur adevăr. Și presupun că nu este doar aici, în zona de Chinatown. Cred că mai sunt și alte zone, am mai văzut și în alte zone. Dar ca aici n-am văzut nicăieri.
Hai. Deci nu știu dacă îi vedeți, dar uite, și ăla de acolo. Deci nu știu dacă se vede pe cameră. Deci efectiv în fiecare din 5 metri sunt efectiv peste tot. Uite pe partea alaltă, uite pe ăla de șa, injectat pe partea de cu trei. Uite, poliția a venit să-i verifice, să vadă ce fac acolo. Cred că-i gunește? Nu cred că-i gunește, nu știu cine știe dracu le face. Dar e nebunie curată, frate, ce e aici. În fine, hai să mergem la metro acum și mergem în mall-ul ăla. Am fost acum două zile. Gata, am ajuns din nou la stația de metro și mergem direct spre mall. Uite că a venit. Ce e aici, Ariana? Ha? Că tu ești fană din astea. Ah, oh, ce bine că uite, stai, am vrut să-mi iau babuci ăștia de bani. Da. Oh my god. Măi, dar ce voiam pe ăștia. Uite, pe ăștia îi am eu. Așa? Și am vrut să-mi cumpăr și ăștia și cred că o să-mi și cumpăr. Că dracu sunt, nu știu. Nu știu ce scrie, dar vreau să-mi cumpăr. Nu sunt foarte scump, dar trebuie să-mi... Da, așa nu sunt ce ai tu acum? Oh, sau da, seamănă cel puțin? Da, pe eu i-am... pe ăștia i-am. Aha. Dar n-au prețul la ele sau ce? I-am un fă. Să zici că e șoseta asta. Da, ăștia sunt urăți. A, uite, au și normale așa. Poate găsești pe aia de-i cauți, dar cum de n-am găsit magazinul ăsta data trecută când am fost? Cât înseamnă? Nu știu. Cât 239 de dolari canadieni, da. 103 milioane jumate, 7 milioane, vreo, cred că 8 milioane, ceva, 800 de lei? Oh. 800 de lei? Oh, păi sunt bine. 800 de lei, ok. Avem asta în condiția să aibă și mărimea ta? Avem o variantă, da, păi avem o variantă. Care-i treaba cu șuzi ăștia atât de scumpi, ambalați în folie? Și la resell cumpărați la prețul de 100 de euro că bătați din fabrică, prețul lor. Și după vând până nu mai sunt deloc și lumea e cerere. Și din cerere se face oferta. Da, și explodează prețul ăla. La 200, 300, 400, mai mult, 500. Da. Mersi pentru explicație. Cu plăcere. Da, sunt tăiați și au pus ceva transparent. Ciudat, rău de tot. Da, îi țin minte pe aia. Da, găsi Riana o pereche, dar ea poartă 39 și ieșesc 40. Și nu știu ce să facă dacă se ia sau nu. Ea zice că n-ar fi așa mare, dar eu zic să nu facă greșeala asta. Eu zic să-i mărimea care e potrivită pentru tine, știi? Mai ales că na, sunt și scumpe. Deci, două perechi mi-am dorit și eu toată viața mea. De fapt, trei, da, pe a treia nu o găsesc. Dar mă rog, le-am găsit în mall și n-au mărimea mea. Cât ghinion pe capul meu. Dar tocmai am zis oricum asta, știi? Adică tocmai am zis treaba asta. Am zis chiar am zis treaba asta. Stai, hai să urcăm. Trebuie să coborâm? Ha. Deci... Cum să fie KFC să n-ai fillet bites? Cel mai basic lucru de la KFC, cum să n-ai fillet bites. Eu urăsc mall-ul ăsta, deci cred că tot ghinionul după pământ s-a venit acum în mine. Uite, hai să mergem la vietnamez, te văd acolo. Mi-am luat aici un veggie combo. Hai zic că e pui. Nu știu, mi-e ciudat sincer. Riena a zis că nu vrea să ia nimic. Am luat de acolo. O să vreau să-mi iau ceva de bol de acolo, de la cu bubble tea. Du-te. Gata, plecam spre casă. Da, am ratat o schimbare a autobuzului mai devreme, așa că am dat super talpă. Cred că am mers deja 4 stații, dacă nu mă înșel. Bine, tot mai avem ceva de mers. Dar până ne prinde celălalt autobuz din urmă, cred că o să încercăm să mai mergem vreo 2 stații, măcar. Woohoo!
m-a stropit direct în față. S-a dus Dani. Stă? Tare. Hai. Cred că nu exagerez când zic, dar cred că am mers undeva la vreo 10 km cu skateboardurile. Câte vine următorul autobuz? Ce mai aventură Dani astăzi. Te-a plăcut? Da, da. Super distractiv. Uite așa cu șosetele murdare, vreau să te prind pe vlog. Hai, hai, arătăm șosetele alea tale murdare. Am ajuns aici la hotel, e dezastru, pentru că așa lăsăm în urma noastră. Ne cerem scuze. Mi-am luat aici blueberry pie, American pie. Și cam aici se încheie vlogul pe ziua de astăzi. Ne auzim mâine.